Salutare și bine ați revenit la un nou vlog cu Daniel Exploring. Unde ți-e entuziasmul, tati? Pentru că deocamdată exact, pentru că școlile sunt încă închise aici în Anglia la momentul în care noi filmăm și locurile de joacă sunt închise, am zis să plecăm într-o aventură și să probăm noua jucărie pe care o avem. Un GoPro 7. Da, o să fie un video foarte interesant. Și astăzi mergem să căutăm fragi, tati. Da. Wild strawberries. Frăguțe, da? Tu butonul, tati, să putem trece strada. Okay. E cam vânt aici la noi. Ok. Gata, putem trece strada. Treci că e verde. În dreapta, tati. Hai, hai. Din păcate am trecut degeaba strada, că pe partea cealaltă nu este trotuar, așa că trebuie să mergem tot pe aici. Mai avem un pic și ieșim din sat. Este un pic de trafic, chiar dacă astăzi este duminică. Suntem lângă un drum principal și avem camioane, avem mașini. Cam mare traficul, fiind totuși în stare de alertă în urma acestui virus. Am găsit o căsuță foarte interesantă, cred că este un fel de inventator omul. Vedeți câte panouri solare are acolo în grădină și cea mai interesantă parte, are mașină electrică în curte și are un garaj cu panouri solare de unde își încarcă mașina electrică, deci consumă zero, fără motorină, fără benzină, super tare omul, felicitări lui! Am ajuns deja la marginea satului, suntem pe un drum lăturalnic. Mai sunt câteva case și pe aici și, după cum v-am spus, am ieșit să probăm noua jucărie, noul GoPro, noua achiziție, GoPro 7 Black. Haideți să mutăm imaginea și să vedem cum este la prima filmare, prima atingere. Am umblat puțin la setări, încă nu ne-am dat seama și 3, 2, 1... Mutăm! Ce părere aveți? Cum este imaginea cu noua jucărie? Se vede mai bine decât iPhone 7 cu care filmam până acum și cu care am filmat toate videourile. Încă nu avem toate accesoriile pentru el. Mai așteptăm să mai apară, să mai sosească. Ne mai trebuie o extensie, ne mai trebuie o carcasă care să susțină și microfonul. Și mai avem nevoie și de un băț. Am luat-o și pe Diana cu noi în plimbare, a apărut în cadru. A apărut în cadru. N-ai cum să ne strigi video. Chiar sunt curios cum funcționează noul GoPro. Ce părere aveți despre el? Deocamdată filmăm cu el așa cum a ieșit din cutie. Așa a ieșit din cutie și haideți să vedem, de acum încolo, din momentul acesta în clip, vor apărea doar imaginile de pe GoPro. Ia uitați ce cățeluși frumoși! Ce părere aveți despre ei? Gata, vă lăsăm în pace! Cum e sunetul? Cum este sunetul la noua cameră, fără microfon? Sunetul este direct din cameră și cum se vede? Ce părere aveți? Lăsați părerea voastră în comentarii ca să știm ce mai trebuie să adăugăm la această cameră. Am ieșit deja de 10 minute din sat, din comunitate. Mergem cam de, v-am spus, 10 minute așa prin pădure. Și am găsit o veche companie, nu știu cu ce se ocupau, cu săpături, cu ceva industrial. Au toate utilajele, sau mare majoritate din ele, parcate în pădure. Haideți să vă arăt și vouă. Ia uitați, și miroase, cred că au dat foc la ceva cauciuc, nu știu exact, dar miroase a cauciuc ars și în partea aceasta la fel. Uite cum arată, cum își lasă englezii, cum cum își lasă englezii toate fiarele aruncate în pădure, bine, probabil că se mai pot recupera, dar multe din ele sunt parte din istorie, sunt piese de muzeu. Și mai avem un pic și începe acțiunea acțiunilor. Începe acțiunea să mergem în pădure și să probăm camera pe toate terenurile, să vedem și la alergare și vedem ce activități mai găsim. Uite, am văzut un cal, dar nu mergem, nu cred că putem să-l călărim de data aceasta. Însă, dacă nu v-ați abonat canalului, faceți-o acum, abonați-vă și cu siguranță vă vom duce și la o fermă de cai să vă arătăm cum arată cai aici și să călărim împreună. Haideți să vedem, vă aduceți aminte, într-un video anterior am fost aici la izvor și v-am arătat un pic de izvor. Am ajuns în pădure, în momentul de față alerg. Cum vi se pare imaginea? Cât de clară este? Cum vi se par pădurile din Anglia? Am ajuns la masa tăcerii și cam așa sunt pădurile din Anglia. Ce părere aveți? Cum vi se pare imaginea? În momentul ăsta alerg. Alergăm, alergăm. Încercăm să destabilizăm camera. Am ajuns și la râuleț și imediat ajungem și facem o baie și într-un izvor unde apa are 10 grade tot anul. Tocmai ce am găsit un traseu făcut de băieți cu biciclete, de cei care au curaj să se dea prin pădure pe un așa traseu. Vin de acolo de sus, coboară în șanțul ăsta, sar peste șanț și se duc așa la vale, nu știu unde să mai opresc, unde pun frână. Ați avea curaj să vă dați pe un așa, să vă dați cu bicicletele pe un așa traseu? Ce ziceți? Eu, unul sincer, n-aș avea acest curaj. Țin prea mult la picioarele mele. Ion! Tati! Ion! Te provoc să intri în izvor. Te provoc să intri în izvor, Ion. Se spune că această apă are 10 grade tot anul. Haideți să o încercăm să vedem cât de rece este. Wow, my dad's going in now. Payback. Ce vă spun, nu prea am curaj să intru, dar hai să vedem. V-am spus, are 10 grade tot anul, deja am picioarele gheață. Mi-au înghețat picioarele! I told you that it's cold. Okay, I guess we both lose. We both lose. E prea rece ca să intrăm în ea sincer, yeah, dar se spune că este foarte bună apa din acest izvor pentru bolile de piele, artrită și artroză. Da. Nu știu că e prea rece. Haide, Ion, să alergăm ca să vedem cum e stabilitatea la GoPro. Hai să alergăm până jos. Mi-a sărit pălăria. Upsa. Încă nu am găsit frăguțele, dar până atunci ce mănânci tu, tati, acolo? Pufuleți. Ce fel de pufuleți? Gusto! Pufuleți gusto! Cei mai buni pufuleți, mai buni decât fragii, dar încă nu ne dăm bătuți. Mai știm noi un loc unde putem să găsim așa ceva. Și chiar i-am văzut, dacă urmăriți filmulețul când ne-au alergat vacile pe câmp, vedeți unde am găsit frăguții și acolo mergem acum. Ne-am făcut și un prieten. Ce faci, Willow? Salut! Ce faci? Ce faci, măi, prietenuși? Da, este un cățel englez, nu vorbește română, dar cu siguranță știe și simte oamenii buni. Won't let me pet him. Ce faci, mă? A fugit, a fugit! Haideți să vă arătăm un pic și vederea, cum se vede de aici și ce părere, ia spuneți-mi, ce părere aveți voi despre noua jucărie. Să facem filmulețele de acum încolo cu GoPro sau să mai folosim și telefonul iPhone 7 Plus? Ce părere aveți voi despre chestia asta? Chiar sunt curios. Vă place cum filmează acest GoPro? Deocamdată v-am spus, nu are microfon, nu avem toate accesoriile pentru el. Stau așa cu el în mână, dar nu știu. O să văd cum ies filmările și luăm o decizie. Treceam acum pe lângă cimitirul acesta de mașini și mi-a venit o idee. Voi ce părere aveți? Să mergem și să vă arăt, să încerc să vă arăt, dacă nu mă aleargă lumea, cum arată în curțile englezilor, în curțile oamenilor de aici din Anglia, din satul nostru. Sunteți curioși să vedeți așa ceva? Și pentru că până la urmă toate drumurile duc cumva spre cimitir și drumul nostru în căutarea de frăguțe tot prin cimitir duce, da? Să nu uităm totuși unde ajungem toți, unde vom ajunge cu toții. Haideți să ne întoarcem fața și către lucruri mai mărunte. Pentru că am mers foarte mult și nu am apucat să găsim frăguțe, nu uitați să vă abonați paginii pentru că vom merge cu siguranță să le găsim. Am venit acasă, ați văzut, n-am reușit să intrăm în apa din izvor, era foarte rece. Și am venit acasă să ne bucurăm de piscină și să ne relaxăm după o plimbare lungă. Așa că vă spunem... Bye! If you like the video, make sure to like, subscribe and hit the notification bell so you get notifications whenever we post a new video. Bye!